Salutare prieteni, profesori, învățători, educatori, dascăli în general. Am o întrebare pentru voi. V-ați gândit ce vreți să faceți de Ziua Națională a României la clasă? Ce activitate ar trebui să facem în așa fel încât să fie elevul și anul acesta interesat, să nu aibă o reacție de genul, oh, dar pe asta ne-ați spus-o și anul trecut. Da, știm, știm, ne-ați mai zis. Pentru că e adevărat, povestea este aceeași. Evenimentele istorice nu se schimbă. Și atunci, cum ar fi dacă am împărtăși o poveste dintr-o perspectivă a istoriei, de-a lungul timpului a României, sau o poveste despre geografia României, sau despre muzica tradițională românească din diferite zone ale țării? Cum ar fi dacă am spune povestea fiecărui cântăreț care împărtășește o melodie specifică din zona? muntenii, din zona Moldovei, din zona Transilvaniei, cum ar fi dacă am cânta apoi aceste melodii împreună toți uh, și respectiv așa să ne bucurăm și să înțelegem altfel ce înseamnă să fii român, să-ți iubești țara, să-ți cunoști istoria, tradiția, cultura. Sunt Georgiana Elena Popan, sunt actriță, povestitor și trainer și împreună cu Ioana Popescu te așteptăm la o nouă întâlnire a cercului povestitorilor.